De ascensiunea populismului în Europa se vorbește cu mult înainte de alegerile regionale din Franța. Nu e o noutate ce s-a întâmplat în Franța. Aceasta este o confirmare a unui proces politic început cu ani în urmă, pe fondul multiplelor crize pe care le-a traversat Uniunea Europeană, începând cu criza financiară globală, apoi criza zonei euro, criza datoriilor suverane, criza Greciei, criza atacurilor teroriste. Ascensiunea populismului, sigur că e un fenomen în atenția comentatorilor, a presei, a opiniei publice, dar eu cred că pentru a nu ne limita la o tratare superficială sau simplistă, ei ar trebui să o nuanțăm. În opinia mea, nu este vorba de un singur populism, de un fenomen unic, ci de o familie a populismelor. Deci trebuie să vorbim de o ascensiune a abordărilor populiste în Europa, pentru că nu este același populismul Frontului Național din Franța, lui Marine Le Pen, cu populismul Partidului Independenței Marii Britanii, a lui UKIP și a lui Nigel Farage, și nu este același cu populismul stângii radicale de tip Syriza din Grecia sau Podemos din Spania. Deci, iată, am identificat la o lectură simplă cel puțin trei ramuri în această familie a platformelor politice populiste. Unele sunt naționaliste și xenofobe, unele sunt eurosceptice și atât, unele sunt naționaliste, protecționiste, dar nu eurosceptice, așa cum e cazul Sirizei și al partidului Podemos din Spania. Deci este o pleiadă și uneori o familie confuză de partide și politicieni populiști. Ei au însă ceva în comun. Toți aceștia critică, neagă, desfid, să spunem așa, ordinea politică actuală, ordinea europeană, ordinea, deci sistemul politic intern și ordinea politică internațională. Dar dincolo de această continuă și vehementă negare a sistemelor politice interne, european, internațional, șansa noastră, să spunem, a celor care credem în Uniunea Europeană, în sistemul înțelegerilor actuale ale lumii occidentale, este că aceste populisme nu vin cu platforme comune. Deci, simplu spus, ei nu se înțeleg între ei. Au viziuni complet diferite când vine vorba de soluții, de direcția politică de urmat. Ceea ce face, de exemplu, ca între Marine Le Pen din Franța și britanicul Nigel Farage, numai că nu există o convergență politică, dar există și o antipatie, aproape un dispreț chiar dus până la aspecte personale, reflectat în replici memorabile pe care și le dau unul altuia și în faptul că nu reușesc să creeze, de exemplu, un grup politic comun la nivelul Parlamentului European. Acum, sigur, e riscant să rămânem în această speranță și, practic, proiectul european să avanseze atârnând de un fir de ață și anume de faptul că populiștii între ei nu se înțeleg și nu se pot coaliza. Pentru că, la o a doua lectură mai atentă, vedem că dacă am asuma și am însuma tot ceea ce spun populiștii din Grecia, Spania, Franța, Marea Britanie, țările nordice, Olanda, în Germania, Alternativa pentru Germania, Alternative für Deutschland, a trecut recent de 10% în sondaje, ceea ce înseamnă o dublare a scorului electoral numai în ultimele 6 luni. Deci și Germania pare că este atinsă de morbul acesta al populismului, acolo sigur cu specificitatea populismului german care se referă la revenirea la marca germană, deci are mai degrabă o dimensiune economică, să spunem, și protecționistă, mai degrabă decât xenofobă și eurosceptică. Spuneam, este riscant totuși să credem că doar această dezbinare a lor și această multitudine de
discursuri populiste, va fi șansa ca nimic rău să nu se întâmple până la urmă. Ajungem la esența acestei crize și anume nevoia unei relegitimări a Uniunii Europene în ochii europenilor de astăzi. Ce am în vedere spunând lucrul acesta? Uniunea Europeană a apărut pe ruinele Europei de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, din teama unei noi conflagrații, evitării unui război franco-german. Deci aceasta a fost rațiunea de a fi a Uniunii Europene, asigurarea păcii pe continent și sigur că ea s-a întemeiat pe o generație care avea puternic în memorie dezastrul celui de-al doilea război mondial. Astăzi, acea generație sau acele generații, sub forța lucrurilor, biologic vorbind, au dispărut sau sunt pe cale de a dispărea și odată cu ele memoria vie a dezastrului european s-a risipit. În ochii tinerilor de astăzi trebuie venit cu noi argumente ale proiectului european, cu o nouă relegitimare, spuneam, politică a ideii europene. Așa cum, curând, foarte curând spun, în anii următori, vom fi și noi puși în situația aici, în Europa Centrală și de Est, practic să explicăm noii generații, tinerei generații, care este lipsită de angoasa comunismului, în ce a constat răul regimului comunist. Și dacă ne uităm deja pe sondajele de opinie care se fac la nivelul generații născute după 1989-1990, vom vedea multă lipsă de informare, multă precaritate a cunoașterii, multă ignoranță și multă confuzie. Asta s-a întâmplat deci în Occident și în Estul Europei. Au dispărut generațiile care au ținut, în sensul bun al cuvântului, controlul politic și direcția aceasta a integrării politice europene, a Alianței Nord-Atlantice, parteneriatul cu Statele Unite și lucrurile, eu zic, foarte bune care s-au făcut până acum. Acest efort politic nou trebuie preluat și asumat de noua generație politică de astăzi. Nu mai e suficient astăzi să faci trimitere la al doilea război mondial pentru a spune de aceea suntem împreună, de aceea trebuie să formăm Uniunea Europeană și să nu renunțăm la realizările istorice majore ale Uniunii Europene, la spațiul liberei circulații, spațiul Schengen, la moneda unică europeană. De aceea nu trebuie să renunțăm la NATO. Pentru că dacă doar acestea vor fi argumentele, tinerii vor putea spune, da, dar lumea s-a schimbat, nu mai este niciun risc al unui război franco-german, nu ne mai amenință nimeni, Uniunea Sovietică s-a dezintegrat, Rusia de astăzi a spus foarte clar că nu dorește să atace, n-are nicio intenție să atace Occidentul, deci trebuie găsite acele argumente, să spunem, de ordin pragmatic, economic, strategic, puse în lumina unei concurențe la nivel global a marilor blocuri care au apărut, America de Nord, Europa, Asia-Pacific, China, în care nevoia de competitivitate, de forță, de influență pe piețele mondiale, de chiar și de putere militară, pentru că, iată, Uniunea Europeană nefiind ceea ce se numește o putere hard și doar o putere soft, începe să piardă relevanță în marile dosare de politică internațională ale lumii. Nimeni nu ia în considerare o putere soft doar pentru ideea de diplomație culturală, de valori. Sigur că acestea sunt importante pentru noi, însă, până la urmă, marile puteri, cele care contează, iată, în Siria, de exemplu, în conflictele din Orientul Mijlociu, sunt tot cele care au capacitatea de descurajare militară. Vedem că Uniunea Europeană practic lipsește din strădanile acestea de căutare a unei soluții pentru Siria, care se rezolvă până la urmă, se vor rezolva, tot între Statele Unite, Rusia și eventual Turcia.
Una peste alta, criza populismelor, ascensiunii populismelor în Europa este reală. În ceea ce privește România, ne-am pus și ne punem cu toții această întrebare. Când va lovi acest val și România? Pentru că, totuși, să fim realiști, am stat oarecum deoparte, am fost mai feriți în ultimii ani, poate cu acel accident totuși neserios, de mici proporții, să zicem nesemnificativ, al partidului lui Dan Dăconescu, care venea pe o astfel de direcție populistă, dar care nu a amenințat, de fapt, direcția politică majoră a societății. Eu cred că în anii următori vom vedea și în România un partid eurosceptic, chiar dacă astăzi pare de neconceput. Astăzi 80-90%, poate mai mult, din societatea românească se declară, și foarte bine că este așa, pro-europeană, pro-euroatlantică, dar mă tem că dincolo de această uriașă majoritate începe să stea o lipsă de argumentație, o superficialitate a discursului. Deci acest discurs trebuie substanțializat, pentru că dacă populiștii care pândesc oriunde în lume vor simți slăbiciunea taberei pro-europene, imediat vor forța o nișă, vor veni cu un discurs eurosceptic și cu argumente care vor începe să câștige aderenți. Eu nu spun că lucrul acesta este iminent, dar cred la nivelul la 2-3 ani ne putem aștepta ca în România lideri, nu știu, consacrați sau poate neconsacrați din zona intelectuală sau nu, din zona universitară, din zona economică, să încerce acest pariu politic și să fondeze o mișcare eurosceptică, poate care să nici nu vizeze în prima fază câștigarea alegerilor, ci o accedere în Parlament, o depășire a pragului parlamentar și apoi, în timp, cine ar fi crezut, de pildă, că partide precum Syriza vor câștiga alegerile și au avut o ascensiune fulminantă. Într-un an s-a ajuns la 25-30%. În Italia, mișcarea de 5 stele, fondată de un comediant pensionat, a reușit să ajungă la 25-30% într-un an, un an de zile, poate ceva mai mult, un an și jumătate. Deci terenul poate fi exploziv din punctul acesta de vedere și cei care susținem totuși abordările consacrate de tip mainstream trebuie să fim un pic mai atenți și să creștem calitatea argumentației, pentru că nu va putea merge la nesfârșit din inerție.